Salutare și bine ați venit la un nou video. De această dată voi vorbi despre terminalul DPDS de la Gent. Vom vira la dreapta frumos, dacă ne permite traficul. Bicicliști? Nu. Camioane, da? Vin și bicicliști până la urmă. Așa, acum mergem. E capul meu, ce aglomerație aici, frate. E foarte strâmt locul. 310 metri, virați la stânga. Deci, mergem la DPDS. Și dacă nu ați fost la DPDS, va fi mai ușor pentru voi după ce ați fi văzut acest video. Ușor, ușor, că e curbă. Ce trebuie să faceți când ajungeți? După cum ziceam, dacă nu ați mai fost, trebuie să luați buletinul în buzunărel și să vă duceți la înregistrare. O să vă arăt unde să mergeți la înregistrare. 170 km, virați la dreapta. Așa. Și vă înregistrați cu buletinul și cu degetele arătătoare. Și anume o să vă înregistreze amprenta. Amprenta de la un deget din de la mâna stângă, de la un deget de la mâna dreaptă. Puteți să faceți lucrul ăsta cu degetele arătătoare, după cum ziceam, să vă fie mai ușor. După care, la intrare în terminal, veți folosi amprenta pentru intrare. Dacă nu vă recunoaște amprenta, veți fi nevoit să folosiți numărul de buletin, seria de buletin. Așa. Bun. Voi când ajungeți la terminal puteți veni de undeva din stânga și intrați direct așa, banca. Aici eu voi vira la dreapta. Deci n-au de gând să mai dea niciun job. Și e doar 1 ceasul. Și n-am de lucru, frate. Las remorcasă și nu mai am de lucru. Problemă mare. Bun, portocaliu intermitent. Așa. Viteza este de 20 la oră. Bine. Pe acest indicator arată 30, dar de fapt mai încolo să vedem că este de 20 la oră maxim. Și n-are rost să mergem mai tare de atât. Intrăm frumos în scanner cu 20 la oră. După cum ați văzut, probabil 19-18. Bun, astea ce vedeți voi în față, astea galbene, sunt porțile de la ieșire. Când ieșiți, ieșiți aici la porți. Trebuie să dați prioritate celor care circulă pe aici. Parcarea ce vedeți voi în față o puteți folosi când veniți voi. Dacă veniți pentru prima dată, nu vă băgați la poartă. Vă băgați frumos în parcare, adică pe aici, pe unde camion s-a portocaliu. Hai că mă bag în coace. Ia să văd care treaba. A, ăla s-a băgat și nu e bine. Opa, așa. Cluj. Deci intrați prin stânga, pe, în fața camionului al portocaliu, cum ar veni aici. Intrați în parcare, vă parcați. Luați buletinul, cum ziceam, urmați calea albastră, o să vedeți voi, este urma albastră. O urmați frumos. Și mergeți să vă înregistrați. Vă înregistrează acolo cu amprenta. Să punem noi tot ce trebuie și să ne luăm hainele. Vă înregistrează cu amprenta, după care veniți la parte și faceți cum am zis.
În momentul ăsta trebuie să las o remorcă. Vom vedea cum se face. Să punem pe ciocanele. Cum se face, domnule? Cum se face? M-aș băga eu acolo. Hai că mă bag. Sau îi se deschide la asta poarta? Hai că îi se deschide poarta. M-aș fi băgat acolo în dreapta ca să poată tipul ăsta. Deci el a venit și nu-l ia. Ori e stricată poarta, ori ceva nu e în regulă. Și aici partea proastă că trebuie să dai înapoi, că nu... Nu te bagă nimeni ăsta, mai doar un apart. Bun. Ciocanele again. Punem degelul. Așa. Nu vrea, a? Hai. Am pentat n-o găsit. Hai să mai încercăm. Oh. Hai că găsit un număr de eliberare. 591. 5. Băi, mi-ai zgâriat ceva la remorcă. 7-0. Serge! Aș cape la 14, ok. Ați adăugat, da, tăi, ce vei. Dar e greu să vede că... Nu știu ce scrie că bate soarele. Hai, dă-mi tichetul ăla, lasă, că vei știi. Îți dă un tichet pe care trebuie să-l păstrezi. Tichetul are un cod de bară. Ia, A56. Deci tichetul are un cod de bară și trebuie să-l scanezi când vine apoi. După ce lași remorca, acum, de exemplu, o să căutăm A56. După ce lăsăm remorca la A56, ne vom întoarce la celelalte bariere, adică exact dincolo de, în dreapta, da? Dincolo de chestiile astea galbene, da? Pe acolo ieșire. Avem un girator în capăt, după cum vedeți. Noi nu intrăm în el, că așa, intrați. Bun. Lăsăm remorca și venim la poartă. Băgăm degețelul. După ce ne recunoaște degețelul, vom scana și acest cod de bară de la tichet. Ok. H70. Ne asigurăm din toate direcțiile că e un pic mai complicat aici. Așa. Ia să vedem ce mai vedem noi pe aici. A 56, A75, A168, A175. Ok, încolo o luăm. În stânga. Ne orientăm cât mai bine, să nu intrăm peste nimeni. Avem un foarte frumos vaporaș aici. Așa. Deci A56. Prima dată căutăm AU, după care ne uităm și la numere pe jos. Da? Acum, de exemplu, avem B28, 27, bla bla bla. Păi și au, o fie ăsta, mă, au. Eu se văd, ăsta-i au, cumva. O fie ăsta au, din dreapta aici, că nu scrie nimic pe jos. Ah, mă duc în capăt să văd. A56. Ne uităm pe panourile alea ciudate. A. Au, era, da. Au, era acolo. Facem o românească aici. Facem o românească aici. Să nu intrăm în apă, ca apoi după aia eBay. eBay. Ne uităm să nu ne vadă nimeni. Ne dăm seama că ne vede toată lumea. Prefacem că nu ne pasă. Și mere la 56. Lăsăm geamul jos și ne uităm. A, mai bine vine aici aproape frumos. 7, 8, 9, 10, 11.
Cum e aici? Undeva mai departe. 28 33 37 38 42 43 46 fierbinte 56, uite la acolo, 56 exact aici, punem avariile chiar lângă apă. Bine, dacă o bag în apă, pot bate în vârf. Scoatem țeasa pe fereastră. Uităm în spate. O mai îndrept un pic că... nu-i place cu broască, frate. Nu-i place cu broască. Dar eu manevrele cu broască le fac, nu-mi pare rău. Să o dau așa mai pe milu, știi? Mie îmi place în terminal să las remorcile cât mai frumos. Bine sau nu să credeți, această mașină remorcă este parcată fix pe centru. Bun, mulțumesc pentru vizionare și v-am zis cum faceți, priorități la toată lumea și vă scanați biletul ca să puteți ieși. Mulțumesc pentru vizionare, salutare!